că avem și răgați pentru întrebări și răspunsuri chiar. Păreri, comentarii, gânduri. Eu încurajez totuși, vă spun ceva acum, eu iubesc foarte mult Liga și Ascolul și toate aceste organizații minunate care fac o lucrare deosebită și care pe mine m-a lucrare care pe mine m-a marcat. Dar totuși un singur lucru nu fac, nu prea încurajez bilețelele. Eu zic că bilețelele sunt pentru clasa 8, a 9, eu cel puțin atunci scriam bilețele. Vă rog, dacă se poate, adresați-mi întrebarea direct și haideți să creăm un dialog. Pentru asta plătesc în această zi. Dumneavoastră îmi puneți o întrebare personală. Vă spun sincer că nu știu. Nu știu. Cred că da, sigur e căsătorită și e o persoană de o delicatețe extraordinară. Ea însăși este o poetă creștină, e ortodoxă, evident, și scrie o poezie de o mare calitate sufletească. Vă recomand să o căutați pe YouTube, Monica Pilar, și să vedeți aproape orice emisiune găsiți cu dânsa. În orice caz, dacă ați avut în minte o listă lungă de sfinți ai închisorilor, vă rog să luați în calcul să puneți și numele lui Dinu Pilat pe această listă. Fică eu nu cred că e nimic în viața lui, mai ales la final, prin suferința pe care a îndurat-o, care să știrbească ceva din această autoritate sufletească. Vă mai spun ceva. Fără Dinu Pilat, noi n-am fi avut cealaltă carte care a schimbat multe vieți, publicată în peste 500.000 de exemplare, numită Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii. Deci când el a ieșit din închisoare, bine, erau prieteni, vă dați seama, el a spus, Nicule, tu trebuie să scrii această scrisoare. Tu trebuie să scrii, de fapt, această carte. Într-un fel sau altul, și ea o scrisoare către lume, Jurnalul Fericirii. Și Nicu Steinhardt a scris de două ori Jurnalul Fericirii. Prima oară i s-a confiscat manuscrisul de către securitate și a doua oară l-a rescris din memorie, era un geniu și el. Și el candidat din punctul meu de vedere la Sfințenie, fiindcă are niște mărturii extraordinare despre întâlnirea cu lumina necreată în închisoare. Eu am recitit chestiile astea abia acum și le-am văzut diferit față de prima lectură. Și Nicu Steinhardt este, repet, din punctul meu de vedere, produsul lui Dinu. Fiindcă uneori ai nevoie de cineva care să te îndemne să faci. El a fost nașul spiritual, deci Dinu Pilat a fost nașul spiritual al acestei cărți. Știți când a venit Papa Ioan Paul al II, despre care Părinte Teofil spunea că mă bucur că vine și mă bucur că pleacă. Dar el când a venit totuși, a stat câteva zile pe la noi, a zis Nicolae Steinhardt, această figură extraordinară a răsăritului creștin. Așa a spus. Deci Steinhardt este astăzi cunoscut în Italia, s-a tradus în italiană, s-a tradus în franceză, cred că urmează și în engleză, o parte s-a tradus. Un polonez, culmea, a tradus chestia asta în engleză. Și eu cred că Steinhardt împreună cu Dinu Pilat merită să fie mai bine cunoscuți. Eu am început traducerea cărții mele în limba engleză și vreau într-o bună zi să fie o carte care circulă, povestea lor vreau să circule clar și în limba engleză, fiindcă eu cred că cu asta putem să cucerim foarte multe limbi. Chiar cred că e o poveste extraordinară, pentru că e adevărată. Ziceați ceva, vă rog. În ce măsură un tânăr din ziua de azi, în căutare, mai găsește tot în ziua de azi, sau în lumea de azi, un model, ca tot cu atunci din Pilat, sau cam antiv din Pilat. Da. La Predeam mergeți? Am chemat un model, unde o model? No, acum cum să spun eu? Eu v-am prezentat modelul. Modelul e aici. E o carte... Vă spun sincer, nu-mi l-au produsul, deși, mă rog, deși Trump spune că trebuie să faci asta. Dar, vă spun sincer că eu am fost uimit, fiindcă oriunde mă duc, deci mă chin eu cu filozofie, cu nu știu ce, nu trece ca această carte unde, de pildă, tinerii de vârsta dumneavoastră, am fost la Vian, am fost la Octavian Goga, la Liceu Goga, am fost la Emanuel Gojdu, am fost la Moise Nicoare Narad, deci am fost foarte multe locuri, toți tinerii, absolut toți, sunt cuceriți de acest model. Mai ales fetele. Da? Pentru că, sincer, cred că este o problemă astăzi să mai găsești un tip de bărbat care își asumă fidelitatea și loialitatea ca niște valori fundamentale. De altfel, am și scris în carte, în a doua parte, chiar la final, un eseu de care, mă rog, vreau să fiți conștienți, fiindcă a creat foarte mare dezbatere pe internet la un moment dat, criza bărbatului occidental. Și fac o analiză sociologică de data asta a celor trei elemente care distrug aceste atribute ale masculinității. Și eu spun foarte clar că, din punctul meu de vedere, astăzi, tinerii ca dumneavoastră sunt încurajați să facă, de fapt, trei lucruri. Unu, să anuleze diferența între bărbați și femeie. Toată ideologia transgenderistă, care spune că tu dacă ești astăzi Ion și mâine vrei să fii Maricica, e ok. Deci te trezești într-o dimineață cu gândul de a fi, de mâine ești bărbat, dar vrei să fii femeie, e ok.
Eu tot timpul le spun cu LGBT, eu zic, doamne, hai să lăsăm prima L, LG-ul, putem lăsa și asta, B-ul, chiar și asta, zic, dar cu T-ul ăsta, putem să stăm de vorbă un pic. Fiindcă eu cred că, de fapt, T-ul revelează întregul. Deci T-ul de la transgender sugerează că diferența biologică și psihologică între bărbat și femeie e irelevantă. Deci primul lucru care îl aflați astăzi în noua ideologie postmodernă a subiectivității este că nu contează că te-ai născut bărbat sau femeie. Dacă noi spunem, cum zice părintele Constantin Coman, când ești bărbat, fii mai bărbat și când ești femeie, fii nu bărbată, cum zice Caragiale. Nu, când ești femeie, fii feminină, asta spunem noi, nu? Dacă ești bărbat, fii mai bărbat. Cultivă virtuțile tale ca bărbat. Când ești femeie, fii feminină, cu tot complexul de virtuți, care presupun afecțiune, maternitate și toate celelalte. Dacă noi spunem asta, ei, ceilalți, spun, nu, nu există. Și atunci, nu mai ești înrolat în armată, sau dacă ești înrolat, se spune că și bărbatul și femeia pot să facă același lucru. Deci, este o distrugere sistematică a celor două categorii, masculin și feminin. Ideologia e teribilă astăzi. Primul element. Al doilea element. Ține de... Ideologia se propagă în mediul școlar și academic. Al doilea element ține de cinematografie. Run, Forrest, run. Da? Cine a văzut Forrest Gump își dă seama că de la o vreme încoace... Nu vreau să vă spovedim. Am înțeles. Și eu am văzut. Run, Forrest, run. Forrest Gump e un film foarte interesant, fiindcă el deja marchează o trecere de la lumea cu care eu am trăit în copilărie, lumea lui John Wayne, lumea cowboilor, lumea în care the good, the bad and the ugly se întâlnesc, în orice caz rezolvă lucrurile bărbătește, da? Lumea luptătorilor, lumea în care bărbatul avea un crez, o misiune și chiar lupta pentru asta, asta a fost lumea veche și lumea nouă în care ni se spune că bunoare și în alte filme, dar n-am să dau nume ca să nu vă dau idei. Tu ca bărbat nu se știe exact dacă ai sau nu un sens. Nu se știe dacă ai sau nu o misiune. Și încet, încet, cinematografia a erodat această dimensiune a masculinității. Da? Și ești dintr-o dată tratat ca un bărbat pasiv. Da? Femeia este încurajată să își asume tot mai multe roluri pe care bărbatul le avea înainte. Nu? Femeia este, de fapt, tot timpul comparată cu bărbatul. Apare acest eros polemos, adică o legătură de atracție, dar și de respingere în același timp, pentru că femeia vrea să facă ce face bărbatul, bărbatul nu se simte confortabil cu asta, el vrea să aibă el inițiativa și apare ruptura. Și când apare ruptura, vine al treilea element. Fiți atenți. Statul. Statul în lumea scandinavă, în mod sistematic, vine și le spune femeilor. Ești divorțată și ai un copil? Nicio problemă, vin eu să te ajut. Cât îți trebuie? 500 de euro? 600 de euro? 800 de euro? Noi îți dăm banii cu care îți vei crește singur copilul. Ca și când ar fi o sumă de bani care poate să înlocuiască prezența unui bărbat. Și atunci avem acest fenomen al mamelor care cresc singure copii. Vorbesc despre milioane de mame. Și copilul crește fără figura de cele mai multe ori paternă. Inițial, procentul era de 5%, 7%, 10%. Acum e la 35%, 40%, 50%. Da? În funcție de societăți. Și ce face statul? Statul zice, divorțul să fie cât mai ușor. Și atenție, pretenția mamei de a îl alunga pe bărbat din viața copilului și din viața ei, să fie cât mai ușor de justificat. Și susținerea pe care statul o dă femeii care își crește singură copilul, să fie necondiționată. Vedeți noastră, la început, e generos statul, adică stai puțin, mă ajută, care e problema? Chiar și o mamă creștină ar putea spune, domnule, uite, totuși, primești un ajutor, nu e rău, nu? Cine spune că e rău să primești un ajutor? În realitate, sugestia că tu poți să crești singur copilul fără tată, afectează foarte mult dezvoltarea psihofiziologică chiar a copilului. Și atunci avem trei elemente, repet, ideologia în școli, cultura de masă, televiziune și muzică, cultura de masă, televiziune, cinematografie și muzică și al treilea element, statul prin politicile sale sociale. Care e soluția? Păi să facem politică. Nu e nicio vă spun sincer, noastră vă rugați în biserică să vină gândul cel bun la nu știu care judecător. Ne-a spus părintele ușor provocator cum mă cunoașteți. Dar de ce să nu ne rugăm să facem noi un judecător creștin la Curtea Constituțională? Nu e imposibil. Dacă Constantin cel Mare
a putut să fie convertit, sigur, de Dumnezeu, dar și de evidența că viața creștină este o viață luminoasă, păi el s-a uitat. Deci ce era Constantin? Era un om politic, da? Era păgân. Credea în soare, da? Credea doar că soarele este, într-un fel, un soi de entitate suverană și că ea are o putere energetică și așa mai departe, Sol Invictus, da? Cam asta era cultul oriental cu, mă rog, rădăcini egiptene. Și atunci, ea, la un moment dat, cere rapoarte, că așa făceau împărații, și cere raport despre stilul de viață al creștinilor din comunitate. Și chiar impresionat. Dom'le, creștinii ăștia se ajută între ei. Creștinii ăștia se iubesc, se iartă. Sunt comunități ale păcii. Sunt spații ale iubirii și fraterne și ale solidarității adânci. Prin urmare, nu e chiar așa grav cu ei. Și fiind pasionat de filozofie, Constantin, lumea uită chestia asta. Constantin era pasionat de filozofie. Și citește și metafizică, și Platon, și Aristotel. Deci omul era chiar foarte pregătit și știa greacă și latină. Da? Omul începe să citească și teologie. Da? Și sub influența unui episcop, Eusebiu de Nicomedia, la început, sigur, citește și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și la un moment dat spune, în 324-325, creștinii să fie liberi. Să fie liberi, să facă din ziua lor duminică zi de sărbătoare. Și el devine primul om politic creștin. Constantin e primul om politic cu adevărat creștin. Nu mă refer la senatorii care erau creștini și care nu aveau chiar un rol major. Prin urmare, dacă lucrul ăsta a fost posibil, e adevărat, după 300 de ani de istorie creștină și de mărturie creștină în Mediterana, eu de ce să fiu așa pesimist? Nu? Până la urmă și Trump ăsta, care e un tip care a venit într-o lume foarte, foarte laxă și cu standarde morale destul de joase, da? Trump, într-un fel sau altul, după părerea mea, este omul care dă creștinătății un spațiu de respiro. Gândiți-vă numai la faptul că el are un guvern în care membrii guvernului, 7 dintre ei, dacă vreți vă dau numele, Beții de Vos, ministrul educației, e o carte foarte importantă asta pe care am scris-o. De fapt, singura carte scrisă de un european. Singura carte scrisă de un european despre el, în termen pozitiv, și care va ajunge și la șerif. Pentru că poveste foarte interesantă. Vreau să fac o paranteză. Totul pleacă de la maică sa. Da? Deci Donald Trump avea o mamă, nu? Ca noi toți. Și Mary Ann a fost o fată care a crescut într-o familie cu 10 copii. Foarte săraci. Toți. Și ca românii care au plecat după 89 în Italia, ca să, iertați-mă, șteargă la fund nonagenarii din, știu și eu, Milano, această fată, da, așa e, așa e. Ăsta e adevărul. Nu trebuie să ne mai ascundem după deget. Asta fac foarte mulți oameni care sunt români de-ai noștri, care au părăsit un job. Eu cunosc o doamnă extraordinară, care a fost judecător la Constanța și care a trebuit să fie femeie de serviciu și bucătăreasă 25 de ani într-o țară europeană, în timp ce ea acasă profesa o foarte, foarte respectată meserie. Eu cunosc un medic care a fost nurse, cum se spune asta, în Anglia, asistent sau asistentă, și avea grijă de oamenii de peste 90 de ani, cu asta se ocupa el. Și nu, cam înțelege ce înseamnă să ai grijă, da? Da? Deci punea Pampers, nu la copii, ci la oameni de 90 de ani. Ba da, e perfect creștinește, de-aia zic să nu râdem. Asta spun. Asta fac românii și asta făcea Anne Marie Trump. Dar ea făcea asta în Scoția și ea, la un moment dat, disperată, pentru că avea un tată aspru, și pentru că era prea mare sărăcia și pentru că sora ei, Catherine, face un copil dintr-o, mă rog, din flori, dintr-o aventură oarecum nu, ilegitimă și lasă copilul ăsta să crească. După vreo 2 ani obosită de chestia asta, între 16 și 18 ani, are un vis. The American Dream. Și la 18 ani, acum stați să fiți atenți, la 18 ani, luăm puțin. Am o provocare aici. Cine are sub 20 de ani în sala asta? Nicanor. Fă ceva. Dar scrie acolo, creșteți și vă mulțiți. Înmulțiți-vă voi ăștia de 20 de ani. Ca să fiți mai mulți. De ce spun asta? Pentru că fata care are sub 20 de ani, atenție, la majorat, nu își cumpără o mașină. Nu își cumpără un apartament. Știți ce cumpără ea? Un bilet. Pentru vasul transatlantic care se numește Transylvania. De acolo vin și eu. Și își ia un bilet la clasa 3-a, deci clasa 3-a, și stă jos acolo, da? Bogații erau sus și ea era acolo unde stăteau săraci, da? În 2 mai 1930.
când Dinu Pilat avea 9 ani. În ziua de 2 mai, ea se duce cu un bilet de vapor. Și, sigur, destinația Long Island. Numai puțin, că poveste tare. Și ce poartă ea sub braț? O Biblie. O Biblie și un rând de haine. Trec 3 săptămâni. Plânge. Se roagă. Își amintește de tatăl, de mama, de cele 9 surori pe care le-a lăsat acasă, de Scoția, pe care a iubit-o cum o iubim noi, Transilvania. Și după 3 săptămâni, da, se urcă la bordul navei și vede o insulă și vede în plus, ce? O siluetă a unei femei care era, de fapt, statuia libertății. Și roaie de lacrimi curg pe față. Nava intră în port, la Long Island, am fost acolo. Și aici, vă reamintesc ce am zis astăzi. Ofițerul, da, de la vamă îi spune așa. Do you intend, este o întrebare standard, to stay forever, sau for good, în Statele Unite ale Americii? Intenționez să rămâi pentru totdeauna în Statele Unite? Și am spus că viața noastră se decide între un da și un nu. Că, de fapt, viața e, de fapt, decisă de o silabă. Și a spune, fără să ezitare, yes! Ca tu la 18 ani să-ți lași familia, să lași visele tale de adolescentă, să lași, poate, iubire din liceu sau din gimnaziu, să lași, cumva, întreaga zestre pe care familia ți-o pregătește pentru necunoscut, e ceva formidabil. Deci puterea deciziei este extraordinară. Numai că, lucrurile nu se opresc aici. După șase ani, ea se întâlnește cu Frank Trump, care vine din Germania. Lumea nu știe povestea asta, eu de-aia vă zic, fiindcă lumea nu știe despre ce vorbește de regulă când vorbește despre orice în România. Și atunci, cine este Frank Trump? Este fiul cui? Unui? Frizer. Neamț. Și frizerul neamț, care tunde de dimineață până seara, în 1910, 1911, 1912, se satură. Dom'le, eu muncesc aici de dimineață până seara, nu pot să pun un ban deoparte. Am auzit că e o țară, nu știu, America. Și ia și el, da? Vaporul. Nu. Și dovadă că ajunge totuși în Seattle, deschide un restaurant, are un copil și copilul se mută în New York și o întâlnește la un bal pe această fată care era săracă. El era deja un pic prosper, Frank. Ea era foarte săracă. Iubirea care face imposibilul posibil. Și după câțiva ani, ei se căsătoresc și apar 5 copii. 5. Unul dintre ei este Donald. Acest Donald, zvăpăiat, neascultător, care a făcut totuși cursuri de, mă rog, introducere în Biblie, la 20 ianuarie 2016 a pus mâna pe Biblia pe care a dat-o maică-sa. Și care a venit din Scoția. El a hotărât să facă această alianță cu creștini. El a spus că pentru America și pentru întreaga lume, creștinii sunt sarea pământului. Asta zice el. Și am mai zis un lucru, când eu voi fi președinte, vom spune din nou Merry Christmas. E un cuvânt important, Christmas, la noi Crăciunul nu transmite tot timpul, mai ales cred că are rădăcini în Urești. Dar Christmas e foarte important, pentru că odată cuvântul Hristos e un titlu, sper că știți asta, da? Iisus Hristos nu este Gheorghe Minovici, nu. Este Iisus Hristos, este titlu, Hristos este regele, cel uns. Hrio, a unge. Deci, Mesia în aramaică sau mai ales ebraică, Hristos în grecește. Și atunci ai Christmas, Christ, Hristos, cel uns, Mass. Mass înseamnă liturghie. Deci ce este Christmas? Este liturghia regelui. E unul singur. Da? Și noi zicem în crez, istom kirion, adică într-unul Domn. Deci noi, de fapt, la Crăciun, noi mărturisim regalitatea veșnică a lui Hristos, care vine, nu, din seminția lui David. Și închei paranteza pentru a spune, păi dacă e posibil ca un om de lume, un om zvăpăiat, un om plin de păcate, ca noi toți, aș adăuga,
să spună despre pruncul născut în iesle că el a schimbat, acum a spus recent Donald Trump, că Iisus Hristos, orice credință am avea, a schimbat definitiv, definitiv a zis, istoria umanității. Mă ziceți-mi și mie, cine a zis asta recent? Nu știu, Iohannis? A zis-o cumva Tăricianu? A zis-o cumva Dragnea? Care dintre politicienii noștri ortodoxi sau români au făcut asemenea declarații? Vreți să vă mai spun ce a spus Mike Pompeo, șeful CIA? Vă rog. Da. Nu știu, a mărturisit așa cum am zis eu că Iisus Hristos a schimbat istoria umanității? Nu exact, dar nu cred că trebuie să spun exact așa. Nu. Dacă a făcut-o, mă bucur. Eu nu o spun ca un procuror, că nu sunt nici de la DNA, nici din altă parte. Nu, da, mă bucur, dar n-am auzit, sincer, n-am auzit mărturia asta. Am înțeles că e un om cu valorile omului de la țară, din Transilvania, nu din zona Zalăului, și asta mă bucură. Dar eu am vrut doar să spun atât, că, uite, acest Trump, care poate fi criticat și vă rog să-l criticați cât vreți, dar totuși, el are în guvernul lui, așa, șeful CIA, Mike Pompeo, șef, adică ministrul educației, doamna Betsy DeVos, ministrul, de fapt, procurorul general, Jeff Sessions, da? Ministrul transporturilor și încă câțiva, 7 la număr, care se întâlnesc în fiecare zi de marți, seara, și citesc Biblia. Dom'le, eu asta știu. Și nu că știu de la cineva, știu de la omul care organizează aceste întâlniri. Care este șeful unei platforme, unei inițiative, mă rog, dincolo de confesiuni, pur și simplu merg direct pe centralitatea Bibliei și se numește Capitol Hill Ministries. Deci vă rog să mă verificați, intrați pe YouTube, dați așa, Capitol Hill Ministries. Și veți vedea că acolo, la Washington, acești oameni se întâlnesc împreună cu Mike Pence, care e vicepreședintele, în fiecare zi de marți. Și seara citesc Biblia. Și din când în când Trump le trimite un mesaj, zice, good job, good job. Keep going. Deci dacă e posibil, în America aceasta, plină de apostazii, plină de urâciuni, să existe un comeback, să existe o renaștere, să existe o revenire, de ce România n-ar fi posibil? Dar noi nu ne-am gândit niciodată la proiectul ăsta. Și atunci răspunsul la întrebarea cum putem să schimbăm, este prin implicare, eu nu știu cum. Dar dacă nu avem parohii care dau viitorul consilier local, primar, șef de primărie de sector, lider al primăriei capitalei, adică cum ar veni primar general, președinte de țară, dacă nu avem aceste ambiții, vă rog să nu vă mai plângeți. Deci, vă rog, dacă socotiți că istoria s-a încheiat cu dumneavoastră, ceea ce e un, mă rog, exemplu de modestie, suprem. Să crezi că istoria se încheie cu tine. Da? E deja foarte mult. Dar dacă credeți cumva că istoria s-a încheiat cu dumneavoastră, e ok. Ne oprim și gata. Tragem obloanele și am încheiat. Da? Ne retragem în catacombe și spunem că 2000 de ani de istorie cu Brâncoveanu, cu Ștefan, cu toți ceilalți, au fost niște, de fapt, iluzii. Dar putem spune că 2000 de ani de istorie creștină, ok, n-au prea contat. Deci tragem jaluzelele și ne închidem. Dacă, în schimb, credeți că acești copii care s-au auzit, inclusiv fetița mea Maria, de 2 ani și jumătate, merită să trăiască într-o societate civilizată, curată, în care se respectă viața de la naștere până la moartea naturală, în care se respectă libertatea, inclusiv a cuvântului. Eu vedeți că vorbesc destul de liber. Deci, când noi ne punem în plan să avem aceste valori respectate, hai să vedem cine le va susține. Și răspunsul este clar, numai noi. Și atunci ne trebuie, i-am spus planul meu, deci părintele de la Mașa, părintele Justin știe, planul meu este să avem oameni în SRI, am început așa, fiindcă industria serviciilor e foarte, foarte prosperă. Deci, oameni, eu nu sunt, atenție, deci nu sunt. Toată lumea zice că aș fi, dar nu. Nu că aș fi ajuns mult mai departe, da? Deci, oameni în servicii, care să fie creștine trebuie. SRI-ul, dar în SIE. Eu? Sunt. Aveți oameni cu umor aici. Bun. Mergem mai departe. Oameni în judecătorii importante, trebuie să vezi cu ce mașină am venit aici dimineața, în ploaie. Oameni în judecătorii importante, inclusiv Tribunalul București și curtea, în alta curte, da? De casație și justiție, creștini. Asta e planul meu, cel puțin. Eu așa aș face lucrurile, deci așa dacă m-ar asculta cineva. De asemenea, ne trebuie creștini în structuri militare. Ne trebuie creștini în Parlament, unde se fac legi. Și ne trebuie creștini în guvern. Adică oameni pricepuți să execute niște linii, da? Tu spui, ok, ne trebuie, nu știu, o autostradă, dar aia să știe să nu fure, da? Și atunci să fie mai aproape de Hristos. Dacă tu ai avea o viziune
atenție și să vă uimesc acum, sper, pentru creștini în toate partidele, în toate partidele, nu doar unul, de la USR, la PSD, de la PNL, la ce mai fi, ALDE. Dom'le, să fie creștin, asta e tot. Dacă noi am avea o țară condusă astfel, eu vă spun că noi am trăit mai bine. Dar pentru asta trebuie să și vrei. Și nu vă supărați. Pentru asta trebuie să ai și un patriarh care nu îl face pe un hoț, da? Eu știu, nu-l decorează. Totuși, nu e cu vrednic este pentru hoț. Deci nu se poate, nu e ok. Da? Nu mi-a plăcut chestia asta. Vrednic este pentru un om care e condamnat pentru fur. Nu e ok. Hai să zicem că nu folosim expresia vrednic este pentru cei vrednici. Un pic, dacă se poate. O vreme măcar. Și atunci România se poate schimba. Cine a făcut asta? Polonia. Cine a făcut asta recent? Austria. Cancelarul de 32 de ani, care a cucerit, la 32 de ani, a cucerit Austria. Nu știu dacă știți. Da, a cucerit-o cu sprijinul inclusiv al diasporei românești. Eu cunosc niște landuri în Austria, unde candidații creștini, unii dintre ei apropiați de Christoph von Schönborn, autorul unei teze de doctorat despre sofronia al Ierusalimului și, mă rog, fondatorul grupării pro-oriente, adică foarte pro-ortodox, acest episcop din Viena are mai mulți ucenici și între unii din aceștia am găsit câteva persoane extraordinare, de pildă o doamnă care are 4 copii, catolică, la 36 de ani a câștigat, deci e deputat. La 36 de ani a câștigat deputăția. Și așa s-a prezentat. Es ist Zeit, așa zis. E timpul, Keros. E timpul. Vremea este să fie și creștin în politică. Deci eu nu v-am zis decât cum văd eu lucrurile și dacă vreți să facem din ce au făcut înaintașii noștri un lucru vrednic de generația noastră, cred că asta trebuie să facem. Ce am spus eu este banal și tot ce am spus eu am aflat de la un mare om care a fost Ioan Alexandru. Eu l-am întâlnit când aveam 10 ani, m-am adus de mână și l-am întâlnit la Arad pe Ioan Alexandru. El mi-a schimbat viața, eu am devenit creștin pentru că l-am întâlnit pe Ioan Alexandru, după aceea am fost la mănăstire la Părintele Teofil și am înțeles că trebuie să fac din asta nu doar o opțiune intelectuală. Mi-a zis că e mai greu să fii creștin decât intelectual, așa mi-a zis Părintele și are dreptate. Și de atunci încerc să fiu pe cale, da? Cu multe abateri, din păcate, în viața mea, dar totuși știu nordul, da? Știu nordul. Unde e nordul, părinte? Mulțumesc, scuze, am deviat. Alte întrebări. Despre răsăritul cel de sus. Mie îmi place răsăritul cel de sus. Asta îmi place. Răsăritul cel de sus. Mulțumesc. Despre Putin, a zis că nu se așa de Trump. Influența până la să vină de afară. Mi-a spus și părintelui ce cred. Cred că într-o țară unde tu ai 5 milioane de oameni rupți din trupul națiunii române și aruncați în Bucovina de Nord și în Basarabia, într-o țară unde ai un tezaur confiscat de ruși, cum e țara noastră, România, va fi foarte greu să ajungi la un sentiment prorusesc în următorii 200 de ani. Deci, eu vă spun părerea mea, acum, poate că aveți o altă părere și vă invit să mi-o exprimați, dar eu vă spun sincer, nu mă pot împăca cu cel care nu și-a cerut iertare după ce mie mi-a luat tot ce era mea. Îmi era mai drag. Mi-a luat mănăstirile, mi-a luat tezaurul, mi-a luat oamenii, nu? Bucovina, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori, au fost duși în altă țară, se întorc la primăvară. Când eu o să văd gesturi concrete, nu povești, concrete, de pocăință, cum zice Solzhenitsyn, în scrisoarea lui către liderii post-sovietici, el a cerut tuturor, inclusiv lui Putin, Solzhenitsyn, a zis pocăința, căința, a zis principiul căinței în politică, atunci eu o să fiu dispus să cred, fiindcă pomul se judecă după roade. Și dacă roadele tale sunt tot timpul ocupații, violuri, știu și eu, încălcări ale unor deziderate esențiale, cum ar fi inclusiv de a te ruga în limba ta, eu am văzut o femeie, hai să vă spun povestea asta, că am fost la Suceava acum. Și venea o doamnă româncă din comuna Mahala, așa se numește, de lângă Storojineț. În cartea asta, Visul României Mari, că de asta am pus-o așa, știți? Că nu pot să uit acest vis. Asta e Moldova lui Ștefan. Da? Asta e Moldova lui Ștefan. Da? În această poveste, în carte, eu am introdus imaginea lui Flondor, care a făcut această unire. Boier. Și care a scos bani din buzunar să se facă unirea. Nu știu dacă vă puteți imagina. Fiindcă show me the money. Asta e expresia, da? Arată unde... Deci cuvintele tale trebuie să fie verificate de gesturile tale, da? Și atunci acest om a zis, eu cred într-o Românie mare, Flondor, ca lui Ștefan.
Și el acum 100 de ani, exact acum 100 de ani, a scos bani din buzunar. Și a zis, încă atâta și încă atâta și încă atâta. Și s-a creat mișcarea unionistă care se folosea de glasul Bucovinei. Acum, când noi am aniversat 99 de ani de la Marea Unire cu Bucovina, a țării cu Bucovina, inclusiv Bucovina de Nord, a venit o doamnă cu lacrimi în ochi. Primărița din comuna Mahala. Primăriță, româncă. Și mi-a zis așa, voi nu știți ce e patriotism. Voi nu riscați nimic. Dacă eu pun steagul deasupra casei mele, eu risc să fiu noaptea bătută. Dacă eu când deșteaptă-te române, eu risc să fiu maltratat. Și patriotismul vostru, zice, de multe ori de paradă. Și plângea și ne povestea acum 2 zile sau 3 zile când s-a întâmplat acest eveniment, în Bucovina, la Suceava, eram acolo. Și atunci am înțeles ce înseamnă cu adevărat pentru oamenii ăia amenințarea estică. Acum, am încheiat paranteza, asta e legat de România, dacă îmi permiteți. Eu ca român am vorbit acum, ca român. Fac un pas înapoi și spun creștin, da? Sunt și creștin. Donald Trump a ales să nu intre într-un joc de agresivitate cu Rusia. Pentru că a priceput repede că principalul persecutor al creștinismului astăzi în lume este Islamul. Și împreună cu Rusia, Donald Trump a căutat să facă o alianță care să înfrângă ISIS. Dacă vă place Efrem Siru, și vă place, știți de ce vă place? Fiindcă îl folosim în imnele noastre. Dacă vă place Roman Melodu, și vă place, fiindcă îl folosim chiar acum la nașterea Domnului, da? Ca inspirație. Dacă vă place Isaac Siru, vă rog să știți că tot ce a însemnat prezență creștină în Orientul Mijlociu e astăzi la pământ. Eu am fost pe urmele lui Isaac, nu, și ale lui Isaac Siru, am fost în Golful Persic cândva, dar am fost pe urmele, mai ales al fizic, am fost pe urmele lui Ioan Scăraru. Acolo, în Sinai, ai toate șansele să fii ucis, dacă ești creștin. Și se întâmplă din când în când să mai moară câte un copt creștin. Și atunci, dacă amenințarea islamică la adresa creștinătății, nu doar a celei ortodoxe, dar mai ales a creștinătății ortodoxe, este islamul, cum să nu faci o alianță între America și Rusia pentru a opri acest măcel la adresa creștinilor? Da, aici vă dau dreptate. O alianță este necesară și n-am o problemă. Dar ca român, pun o virgulă și zic, ok, ne bucurăm că luptați împotriva musulmanilor, dar nu uitați totuși ce ne-ați făcut. Da? Și ce zice rugăciunea Tatăl nostru? Și promit că Tatăl, după asta. Che afes imin taufilimata imon. Adică în grecește. Și ne iartă nouă datoriile noastre. Datoriile. Mai sunt mulți decât 100 de miliarde. Atât sunt. Da? Toate la un loc. Tezaurul. Știți ce au făcut ai noștri? Da? Românii în 1917 au văzut pericolul din Germania și au pus pe un... multă lume nu știe ce s-a întâmplat. Au pus pe un tren toată averea României. Mare prostie. Nu, lipsă de intuiție aici, acolo clar. Și au trimis-o fire direct la Moscova. Și după 2 luni, ea a fost confiscată de bolșevici. Și noi de 100 de ani, deci de 100 de ani, le mai zicem și ei ne zâmbesc, le mai zicem și ei ne întorc spatele. Și nu e ok. Nu e ok ca tu să renunți. Eu asta am învățat de la Trump. Dom'le, nu renunța niciodată. Deci te duci. I-a spus, dom'le, când a fost patriarhul Daniela Kiril, și a primit nu știu ce engolpioane cadou, și a spus, ok, minunate aceste engolpioane. Și cloșca unde e? Atât! Vrea să zică, și cloșca unde e? Cu pui. Nu? Mulțumesc mult. Hai să mergem pe alte direcții. Mulțumesc. Tot, dacă îmi permiteți. Da, vă rog! Deci, nu considerul mare legătura că peste ocean ați avut un cuvânt de spus pentru ceea ce apreciați la Trump. Iar pentru ruși a făcut pledoaria ceea ce le desparte de Rusia. Deci, întâmplător, eu am cunoștințe că omul Putin, deci nu pot să-l categorizez din toate punctele de vedere care se caracterizează dumneavoastră, că nu recunoaște ce a făcut de la unul istoriei Rusia, în situația nu el neapărat, îl mai vizitează pe mănăstirile ortodoxe și înțeles că este binevenit mereu la Vatopetru. Din punctul ăsta de vedere vrea să faceți o... trimitere, pentru că oamenii nu știu. Că omul ăsta totuși are un... e mai legat de noi, deci, ortodox și de cât este... Nu, tot felul sigur legat. Acum, dumneavoastră mă puneți într-o situație legată. Vă rog, vă rog. Milioanele
Nu, eu zic așa, dragilor, noi ne-am întâlnit într-o atmosferă de sărbătoare, este postul Crăciunului și dacă coborâm tot mai mult discuția la nivel de ce a zis Putin, ce a făcut Trump, eu am vrut doar câteva trimiteri să fac. Încă o dată, Dumnezeu este judecătorul istoriei, nu eu. Eu am o părere și v-am spus părerea mea. Personal vreau un principe creștin într-o țară care respectă viața. Eu nu cred că dacă eu mâine am un inamic, eu trebuie să-l execut. Eu nu cred că trebuie să-i pun poloniu, da, în apă, pentru că el m-a criticat. Eu sunt un om despre care se spun toate porcăriile din lume. Maică mea mă mai sună și mă întreabă, e adevărat că ai doi copii pe care i-ai abandonat? Zic, nu, asta n-am făcut. E adevărat că ești finanțat de mafia penticostală din Chicago? Zic, nu, pe asta n-am făcut. E adevărat că ești sie? Dom'le, pe asta nu. Da, nu, dar vreau să, așa, sugestia oarecum era bună. Da? Au pierdut un om de valoare. Deci, eu înțeleg mecanismele de propagandă și vă spun atât. Dacă vreți să mergem în direcția asta, e complicat. Și Victor Ponta s-a dus la Putna. Și s-a închinat. Și sigur, poate chiar plângea și poate că la Raclam scufia se paraschiva cu tot simțire. Și după aia știi ce a făcut. A fost de acord cu moscheea. Da? Interesant. Deci oamenii trăiesc oarecum, aș spune, bipolar. E teribil. Eu nu vreau așa. Deci eu, dacă se poate, vreau un creștin care conduce țara asta și care nu e de acord să-și ucide dușmanii. Dacă se poate. Fiindcă uitați-vă că noi nu ne iertăm unii altora lucruri mici. Mă, dar iertăm unii a faptul că ucide. Nu e ok. Deci încă o dată. Nu iertăm lui Băsescu că nu știu ce a făcut. Nu iertăm lui Neamțu că a fost lângă Băsescu. Nu iertăm lui Papahagi că a fost și el acolo. Nu iertăm nu știu care. Ok, am înțeles. Asta vorbesc despre mediul creștin. În care eu mai mici. Bun, dacă suntem așa de exigenți și ok, avem standarde morale. Domnule, ăla era un mitocan, un vai de el. Cum ai putut să stai lângă el? Ok, am înțeles, am greșit, poate a fost o greșeală a copilăriei mele politice, vă rog să mă iertați, nu mai dați. Dom'le, dacă eu am greșit atât de mult și tu nu mă poți ierta, mă prim unor pe stradă și zice unul, zice, să mor de moarte, să nu să mor de cancer, zice. Dom'le, da, de ce nu de leucemie, zic, sau ai de o moarte mai rapidă. Da? S-a uitat la Antena 3 și era convins că eu sunt un neonazist, da? Transmite. M-a sunat băiatul ăsta de la Antena 3, Mihai, cât de acum vreo 3 zile. Domnul Neamțu, zice, mă invit la o emisiune, zic, mă, zic, ce surpriză, zic, noastră, care zicea despre mine că sunt falanga neonazistă, da? Neolegionar, neonazist, bun. Deci, noi ne jucăm cu etichetele, noi punem etichete și spun mereu, puneți etichete pe porcane, fraților. Că Zacusca, când o iei tu toamna și o pui acolo unde bara, așa e și primăvara, de regulă. Dar omul se mai și schimbă. Nu mai îmi pune băsistă. Sunt om care are inteligență, care își schimbă părerile, care înțelege, se maturizează. Și atunci eu spun, discuția politică întotdeauna ne va duce în opoziție. Da? Națiunile acestea întotdeauna au răni, tensiuni. Eu cu rusul o să trebuiască să reglez niște chestiuni până ne împăcăm. Și atunci Hristos, de ce a venit? Să aducă adevărata împăcare care este în el, nu e în ideologii. Da? Nici măcar de dreapta sau de stânga. Da? În Hristos există cu adevărat adevărata împăcare și mă pot împărtăși și eu la fatopedii dacă îmi dă Părintele Efrem voie. Deci nu am o problemă. Dacă Vladimir Putin în fața mea și eu sunt spatele lui, nu se bagă cuțitul ca să rezolvă o problemă istorică. Nu! Eu văd limitele politice. Și sunt multe. Da? Nu! Idolatrizați, vă rog, politica. Nu faceți idol. Învățați din greșelile mele. Nu faceți idol. Nici din Trump, nici din Băsescu. Cred că nu mai face nimeni. Nici din Putin. Nu, 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 nu. Oamenii sunt oameni. Dar, înțelegeți că Dumnezeu poate să-i folosească. Da? Chiar și pe cei mai păcătoși. Am încheiat paranteza și politica după postul Crăciunului. Vă rog. Mai avem 5 minute. Vă rog. Părinte. Vinul Pilat avea tangență cu rugul la prinț? Da, dar în ce sens? Ajutați-mă să înțeleg mai bine. La modul că ar fi vizitat. Ce era cu acel lot? Noi, ca Pilat, avea... Erau amestecați. Deci erau prieteni, dar nu toți frecventau același, să zicem, centru, Antimul, da? Eu, din câte știu eu, el a vizitat, poate o dată sau de două ori, Antimul, dar mai degrabă era în 44-45, era proaspăt căsătorit și preocupat de familie și între prietenii lui, ca să mă gândesc foarte atent, între cei care cu adevărat s-au dus la rugul aprins, uite, nici Steinhardt nu s-a dus foarte des, nici Părintele Stăniloae nu s-a dus foarte des, poate că între toți cei care s-au dus la
Rugul aprins să fi fost Marin Sadoveanu dacă s-a întâlnit cu el nu atât de expus la rugul aprins cât ne-am fi dorit. Uite, v-am răspuns sincer. Probabil că și vârsta a contat. Era totuși fragil, avea 22 de ani. Și pe front nu a fost trimis? Eu nu știu exact cum a funcționat principiul ăsta, dar el în 41, când noi am pornit spre Basarabia, avea 20 de ani. Nu știu dacă se făceau recruți, dacă el n-a făcut închisoare, dacă se făceau recruți. Rezerviștii ăștia care nu făcuseră armata au venit mai târziu, din 44-45. Deci n-a fost pe front. N-a fost pe front și n-a fost nici foarte prezent la rugul aprins. Dar, repet, el este un mare exeget al lui Dostoevski. Și dacă vreți să aflați ce a spus el despre marele Dostoevski, care are legătură cu rugul aprins, asta știți cumva, dar profetic. Anume, Dostoevski s-a dus la Optina, Pustin. Hai să vă zic și pe asta. Deci, se spune că Vladimir Vladimirovici Putin, de fapt, ar fi avut și rădăcini basarabene. Că acest cuvânt Putin e foarte rar în limba rusă. Și că ar fi fost unul Putina din Basarabia. Vorbesc serios. Și că bunicul lui care a fost bucătarul lui Stalin, așa, en passant, ar fi primit o schimbare de nume, cum bunicul meu, străbunicul meu de pildă, era Nemet Mikloș, când au venit ăștia ungurii peste noi și ne-au, mă rog, portiști și ne-au maghiarizat în Ardeal. Deci, Putin, probabil că a fost Putină sau a fost doar Putin, nu știu. Dar la Optina Pustin, da? În 1860-70, Vladimir Soloviov, intelectual, Fyodor Mihailovici Dostoevski, intelectual, și încă câțiva, mergeau să-l vadă pe un părinte, cred că era Macarie. Și acest loc spiritual profund al Rusiei a avut, sigur, câteva ramificații. La un moment dat, Ioan Culâghin, călugăr la începutul secolului 20, care vede că apare bolșevismul, vine cu tradiția rugăciunii neîncetate și o ia de la Optina Pustin și o duce la Antin. Deci, foarte bună observație, părinte, și vă mulțumesc. Noi, în România, de două ori am primit o influență de la răsărit. Bun. Una, prin ucraineanul, a trebuit să adăugăm, Paisie Velicikovski, și a doua, prin Ioan Culâghin. Cine a fost Ioan cel Străin sau Ioan Culâghin? Părintele care i-a învățat pe acești intelectuali români care este taina rugăciunii neîncetate. Și ei s-au văzut la Antin, până când o parte dintre ei au plecat din țară, cum era Andrei Scrima, și alții au fost băgați la închisoare, cum era părintele Sofia Mughiu. Și ce a rămas după, știm, cu sfinții închisorilor și apoi cu monahii care au ieșit din închisori și care, prin părintele Sofian, prin părintele Arsenie, prin alții, au transmis mai departe tradiția care este și astăzi vie. Așa că e frumos că noi avem această comuniune spirituală cu tot răsăritul creștin. Eu am avut o intervenție pe subiectul ăsta și l-am spus, doamne, dacă voi reduceți Rusia la URSS, sunteți inculți. Deci n-ai cum. Rusia înseamnă Andrei Rubliov, Rusia înseamnă Serafin de Sarov sau Serghei de Radonej. Rusia înseamnă Soloviov, Dostoevski, Rusia înseamnă pleiada de genii pe care i-au dat-o. Rusia înseamnă Florenski, Pavel, un Leonardo al răsăritului despre care s-a spus. Are cele mai frumoase pagini despre prietenie, vi le recomand, în Stâlpul și Temelia Adevărului. Rusia este infinit mai mult decât URSS-ul. Și adevărata Rusie, care se încheie din punctul meu de vedere cu Solzhenitsyn, atenție, sper că știți asta, nu? Singurul scriitor ortodox care a luat Nobel. Da? De asta am venit aici, să vă spun lucrul noi. Deci, singurul scriitor ortodox care a luat premiul Nobel este Alexander Solzhenitsyn. Și s-a tradus foarte mult în limba română, dar cel mai recent m-am ocupat tot așa cu editura Doxologia și le mulțumesc. Inclusiv pentru discount. Eu am avut un prieten foarte bun, pe Daniel Mahoney, un profesor din America, care a scris cea mai bună carte despre Solzhenitsyn din afară. Din afară. Și îl pune în fața noastră și ca gânditor politic. Și vă rog să vă uitați pe cartea aceasta, Alexandru Solzhenitsyn, de Daniel Mahoney, acum câteva săptămâni scoasă la Doxologia. Știți de ce? Pentru că există o tradiție politică rusească despre care nu se vorbește și care nu e autoritaristă. Anume, în 1910-1915 a existat o mișcare creștină și democrată, ceea ce mai era la noi, care a propus niște principii foarte ortodoxe, cum ar fi subsidiaritatea.
Subsidiaritatea e principiul care spune că eu ca patriarhie nu pot să domin afacerile bisericești, se spune, din Transilvania sau din Maramureș, pentru că există autonomia locală. E, noțiunile astea le aveam un mare gânditor Stolâpin, pe care Solzhenitsyn l-a iubit, am închis paranteza și slavă Domnului că există o tradiție democrată și în Rusia la care s-ar putea întoarce. Un alt tip interesant, opozant al lui Putin, este Alex Navalny, care este creștin și patriot, dar nu e neapărat KGB-ist. Merită un pic complexitatea asta Rusiei studiată și, repet, eu pentru România vreau un model european, șagunian, eu sunt transilvanean, îmi place foarte mult șaguna și dacă se poate să respectăm și să prețuim ce este bun din tradiția noastră, că noi nu suntem prea imperialiști, noi n-am anexat nicio altă țară, noi nu am fost foarte cruzi, n-avem tradiția asta cruzimii, așa să zici, dom'le, noi venerăm niște, mă rog, cu excepția lui Țepeș, nu prea venerăm alți voievozi sadici, da? Și atunci, când se vorbește despre blândețea românească, toleranța, îngăduința pe care a lăudat-o și Părintele Stăniloae, eu mă simt confortabil pentru că noi chiar așa suntem. Toți prietenii mei care vin din afară îmi spun, domnule, voi nu sunteți nici ca rușii, nici ca grecii, da? Grecii sunt aroganți, rușii sunt teritoriali și destul de, mă rog, puși pe... Și atunci, voi sunt... Mi-au spus toți. Mi-a spus Andrew Love, mi-a spus Părintele Gabriel Munghe, eu mă simt foarte bine cu români. Fie ca un soi de cumințenie și așezare care lipsește din alte medii. Și atunci eu cred că ce e bun la român trebuie păstrat și adăugat ceea ce lipsește, da? Și în casa lui Dinu Pilar, unde a crescut el, se vorbea rusă? Nu, dar știu sigur că se vorbea franceză, că tatălui a tradus Rilke din germană și că probabil prin bună știa engleză. Dar nu pot să spun că se știa sau rusă, nu? Nu, adică am învățat nu dau seama dacă a citit Dostoevski, exact, nu dau seama. Uite, partea asta nu o cunosc, nu o cunosc, chiar asta nu o cunosc. Da. Vă rog. Și o întrebare. Cum vedeți, spune, viitorul digitalizat, tehnologizat, care să se vină cu tradiția? Pentru că suntem acum într-o schimbare de paradigme, să spunem, de la munca umană, la munca roboților și la dezvoltarea inteligenței artificiale, care va schimba destul de mult, poate, societatea umană în următorii 50-100 de ani. Da, cum se va păstra un echilibru dintre tradiție, digitalizare și robotizare și globalizare? O să vă rog dacă se poate deschide un geam, e destul de cald aici, dar măcar puțin, foarte puțin. Sau, eu știu, o altă formulă. O întrebare extraordinar de complexă. Mă întreb mereu. Cum poți să creezi acest ce ne așteaptă este năucitor, cred. Și nu avem capacitatea să intuim toate consecințele. Eu, în genere, sunt foarte pro-tehnologie, nu mi-e frică de progres și părinții bunoare au susținut mereu tehnologie. Există un tratat al lui Grigore de Nisa, în care el vorbește contra Eunomium despre epinoia, această facultate, și se referă specific la cum anume oamenii inventează noi scripeți și diferite instrumente de progres tehnologic. Românii, în general, au adoptat tehnologia occidentală. Țăranul român, când a văzut că există o modalitate mai deșteaptă de a ara pământul, a folosit-o pe aia. Acum, marea problemă nu este tehnologia din punctul meu de vedere, ci virtual reality. Deci nu tehnologia per se, noi facem ce vrem cu ea. Dacă punem acest Canon HD pe un duhovnic sau pe un scriitor creștin sau pe, mă rog, o liturghie sau pe o cateheză sau e ceva bun, dacă punem chestia asta să transmită altceva, e ceva rău, știm asta. Neutralitatea tehnologiei nu trebuie să o explic. Ce nu mi se pare chiar neutru este realitatea virtuală. Realitatea virtuală înseamnă că noi în 6-7 ani vom avea copii care își vor pune... Deci acum vedeți că vă cer telefoane mobile. Nu cam asta cer copiii, nu? Tot timpul. Telefoane mobile vor să butoneze. Peste vreo 5-6-7 ani o să ceară niște chestii pe care le vor pune pe ochi. Și cu acele chestii pe care le vor pune pe ochi, ei vor fi, practic, în același loc virtual, unde vor fi copii din Australia sau din Bangladesh sau de oriunde, da? Își dau loc de întâlnire. Și ei se mișcă și au sentimentul că trăiesc absolut acolo ca și când ar fi în realitate. Bun. Iluzia asta este foarte problematică
Nu atunci când faci o conferință. Într-un fel, nu, ideea că ai aici o conferință și tu pui două camere video și ele se transmit, nu e rău. Dar pe chestiunile fundamentale care ar fi afectul, iubirea, dragostea și prietenia, aici o să fie marea capcană. Pentru că o să apară cele mai aberante lucruri. O să apară sex cu roboți, iertați-mă. O să apară îndrăgostitul de Sofia, sau cum o cheamă. O să apară iluzia că tu poți întreții o relație cu un avatar. Da? Cu o persoană programată să-ți spună niște lucruri. O să apară confuzii de ordin afectiv. Copilul de 7 ani nu o să mai știe să facă diferență între fata în carne și oase din fața lui și ficțiunea pe care o găsește aici. Și o să apară mai ales tensiunea între imperfecțiunea umană și perfecțiunea virtuală. De-aia v-am întrebat dacă folosiți filtre. De-aia v-am întrebat dacă vă uitați să vedeți cine va da like. Pentru că eu stau de vorbă cu tineri și asta se întâmplă. Și noi nu am vaccinat. Noi avem catehismul nostru ca de secolul XIX. Deci din punctul ăsta de vedere, noi nu avem exact un vademecum, un manual cu care noi să operăm. Ce faci atunci, bunoare, când se îndrăgostește o fată de 16 ani de un bărbat de 45 pe Facebook? Noi nu discutăm despre lucrurile astea. Noi ne facem că ele nu se întâmplă. Dar se întâmplă. Și se întâmplă big time. Numai că după chestia asta o să urmeze cealaltă iluzie, mai pregnantă. Că tu poți coabita cu respectiva persoană. Și îți vei pune ochelarii seara, să ieși din lumea ta. Tu stai în dămăroaia, nu-ți place, pui ochelarii și în loc să-ți îmbunătățești viața ta reală, tu te duci direct într-o lume virtuală și te complaci acolo. Închid paranteza pentru a spune ce mi se pare esențial și legat de Crăciun. Știți ce mi se pare cel mai important lucru? Principiul întrupării. Fiindcă, dă mâna într-o. Când eu îi strâng mâna lui, da? Îi simt și timiditatea, și bucuria, și încântarea. Asta e o relație. Asta e o relație vie. Și când eu îi fac așa, îi spun good job. Da? Asta înseamnă că eu domin un pic, da? Asta înseamnă că eu domin, da? Deci, good job. Da? Asta e relația adevărată. Când doi tineri se iubesc și se iau de mână, se întâmplă ceva foarte special când se țin de mână. Apare un eseu superb al lui Liceanu și un alt eseu foarte frumos al lui Levinas și după aceea Olivier Clément în spațiul teologic despre ținerea de mână. Pentru că Adam și Eva sunt luați de mână de Hristos și trași. Da? Dar de mână sunt ținuți. În iconografia aceea superbă de la Hora din Carie Jamin, din Constantinopol. Această tactilitate, această idee de întrupare a afectului este esențială. Hristos este ținut în brațe de o fecioară de 16 ani. E atât de frumos și atât de tandru și de gingaș gestul ăsta. Nu e o entitate pixelată. Nu e un înger. Nu e un spectru. Hristos nu este un spectru. Este un copil în carne și oase. Și noi, nici astăzi, platonici fiind, nu am înțeles principiul întrupării până în consecințele lui final. Hai să mergem mai departe. Ce înseamnă să îl asumi pe celălalt întrupat? Că dacă tu o vezi pe ea, sau tu îl vezi pe el, simpatic, drăguț, pe Instagram, și arată într-un fel, pui și niște filtre, e perfect. Dar când ea apare, sau el apare în viață, și cu 20 de centimetri mai scund decât te așteptai, când afli, haideți că dincolo de anecdotic, da? Când afli că de fapt ea are o mamă cu o gravă afecțiune de sănătate. Când afli că el are un tată băgat la închisoare. Atunci apare întrebarea, îl asum sau nu pe el? Marea frumusețe acestei povești este că Dinu nu se împiedică de faptul că tatăl era analfabet. Nu știu dacă înțelegeți. Tu să fii doct, să fii, nu e așa, totuși academician și să ai în față un om care nu știe să citească, nu știa să citească până la 16 ani, este o mare provocare. Noi ne judecăm foarte ușor. Și atunci el a asumat-o pe ea și întreaga genealogie a persoanei ei.
Asta este extraordinar. Ce spune Grigore de Nazian? Că nimic din ceea ce nu este asumat, nu este vindecat. Știți care e povestea, de fapt, până la capăt? Gheorghe Filipescu. Face închisoare. În 55. Și în 57. Se întâlnește cu niște creștini. Și cere să fie botezat în închisoare. Dar numai întâlnirea personală face posibil această experiență. Pe mine numai căldura mâinii pe care o punea părintele Teofil Păreanu pe capul meu, pe creștetul meu, m-a făcut să renunț la niște întrebări. Când m-am dus prima oară la 16 ani, eu vreau să întreb așa direct. Părinte, chiar credeți în înviere? De ce așa m-am dus? Am o întrebare, părinte, pentru asta. Asta. Chiar credeți în înviere? Și când am vrut să-i pun întrebarea, el a zis înainte, hai să facem rugăciunea, știi? Nu se făcea, da? Molitva. Și mi-a pus mâna pe cap. În clipa în care mi-a pus mâna pe cap, eu nu am mai simțit nevoie să pun acea întrebare. Dar pentru că am simțit o energie și ceva care nepământesc, încât problema materialității nu m-a mai tulburat. Da? Și mi-am putut imagina învierea. Deci, cu alte cuvinte, noi suntem transformați de o atingere, suntem transformați de o învecinare fizică, viața noastră e împlinită de această comuniune. Inclusiv în spațiul intimității personale. De asta nu suntem noi gnostici, de aia nu suntem noi platonici până la capăt, suntem creștini și acceptăm principiul întrupării. Fiindcă, de fapt, fără întrupare, nu există mântuire. Mulțumesc! Vreau să vă întreb. Există asumare fără cunoaștere? Pentru că putem cădea foarte ușor în iluzii și chestia asta poate devine doar cu probabilitate de 1 din 10 să se întâmple. Pentru că asta cred că e și problema zilor noastre, în care foarte mulți își asumă fără să cunoască, după care apare dezamăgirea și rata divorțurilor care s-a dus la peste 5%. Întotdeauna când cunoști, începe să dispară iubirea. Adică, fructul cunoașterii binelui și al răului, când l-ai mușcat, lasă un gust amar. Nu? Ce e iubirea, de fapt? Este această explozie de încredere că tu ești făcut pentru celălalt și că celălalt e făcut pentru tine și speranța, poate întemeiată, poate nu, că tu poți suspenda tot contextul istoric și social în care celălalt s-a născut. Asta a făcut din. Asta e modelul de iubire din filmele moderne. Nu, nu, asta e film. Asta e film. Nu, asta e o probabilitate de sub 1 din 10. Cine a stabilit asta? Dumneavoastră? Realitatea divorțurilor din România. Nu, no, dar cantitatea de încredere și de iubire între doi bărbați, adică iertați-mă, într-un bărbat și o femeie. O să revin și la subiectul ăsta. No, da, scuzați-mă. Deci, eu zic că există un model nu mai aproape de un ideal, ca să zic așa, modelul din comunitățile creștine primare, în care oamenii erau chiar o comunitate, oamenii erau întâi frați, înainte de a fi orice altceva mai mult. Și lucrul ăsta le permitea, cunoscându-se, să-și asume mult mai simplu. A, am înțeles. Lucrurile. Da. Fără doar și poate. Dacă vreți să propuneți chiar și ideea de regie, n-am nimic împotriva mariajelor aranjate. N-am păreri ferme aici. Eu văd dezastrul modernității. Dar, și-l văd, și-l înțeleg. Dar nu cred că ei, de pildă, au zis ia să te iscodesc eu pe tine. Ia să văd eu exact, dar atitudinea n-a fost asta. Eu asta spun. Ei, iubind, au asumat și necunoașterea respectivă a fost suplinită de credință. Adică eu nu cred că Dinu știa totul despre taică-su. Vă spun sincer. Eu cred că ea a ascuns multe lucruri despre taică-su. De pildă, povestea cu analfabetismul, ea o spune târziu. Dar e adevărată. Eu nu cred că el i-a spus taică-su, nu cred că i-a spus lui Dinu prin ce a trecut. Eu cred că multe lucruri au rămas necunoscute. Vă spun sincer. Între ei. În prima fază, atenție. Nu s-au dus să se dezvăluie. Dar
credința lui și dragostea era atât de curată, încât ei au putut să treacă peste diferențele sociale. Eu nu vreau să renunț la acest model și să accept verdictul noastră că ei sunt 1% sau 10% sau 50%, fiindcă noastră nu știți așa cum nu știu nici eu. Noi nu știm, efectiv, noi nu știm câți erau așa. Vreau să spun ceva? Fratele meu, care a cu tot o altă poveste decât mine, mult mai fericită, este un om care și-a găsit iubita la 16 ani. Da? În cartierul Micălaca din Arad. Nu-i place când spun povestea, de adevărată și eu spun mereu. Deci, la 16 ani, el a întâlnit-o. Și era supărat că ea întârzia până la 25 de minute la întâlnire. Și s-au însoțit, s-au căsătorit la 23-24, adică și-au asumat, sublinez acest cuvânt, de vreme, au avut dimensiunea creștină, fără doar și poate, dar n-aș vrea să fiu ipocrit să vă spun că erau tot timpul pe la mănăstire. Nu. Deci erau oameni în rânduială, dar cum spun? Ai lumii acesteia cu toate provocările. S-au căsătorit, au avut 3 copii și sunt împreună iau 40 plus acum, dar iată, de 30 de ani, aproape, sunt împreună. Deci există în lumea de astăzi asemenea modele. Și noi nu știm câte sunt. Dar, acum, ce a zis dumneavoastră este foarte adevărat. E o tensiune între credință și cunoaștere. Și biserica, social, da, vă rog. Contextul social s-a schimbat foarte mult, foarte dinamic în ultimii 50 de ani. Da. Și în România, în afară, în ultimii 100 de ani. Nu, și biserica e un loc unde tu, dacă îl vezi pe celălalt mergând pe drumul tău, pe cărarea pe care ai ales-o mergi și tu, biserica e locul unde poți să întâlnești omul care are mult mai mare statornicie, fără doar și poate. Da? Fără doar și poate, adică nu am niciun dubiu că în biserică cei care se căsătoresc cu cei care sunt deja în biserică au mai mare, cum să spun, stabilitate. N-am niciun dubiu că ei au mai mulți copii și n-am niciun dubiu că ei, de fapt, sunt sarea pământului. Aici nu întâlniți nicio rezistență. Dar nici nu vreau să spun că dacă te căsătorești cu cineva din biserică, ai garantată fericirea. Nu știm dacă e așa. Da, dar, faptul că există această gramatică teologică a iubirii în biserică, că tu înțelegi că acel cuvânt e da, da și nu, faptul că tu în biserică nu banalizezi divorțul, e un foarte mare plus. Sunt de acord cu dumneavoastră și sigur, e de preferat ca în biserică să fie mai mulți tineri sub 20 de ani. Da, aveți o misiune aici. Eu de-aia îmi vorbesc cu dumneavoastră așa, fiindcă aveți o misiune. Aici toți oamenii din jur trebuie convertiți. Deci toată agronomia asta e plină de tineri care caută fericirea și nu știu că în biserică noi vorbim despre iubire. Ei nu mai știu asta. Ei nici măcar nu știu că noi vorbim despre fericire. Ei nu știu asta. Ei cred că noi vorbim, de fapt, despre reguli. Asta cred ei. 80%. Faceți un sondaj. Ei identifică biserica cu o lungă listă de interdicții. Nu. Fără sex, fără aia, fără aia, fără. Și când el asta știe, atunci eu zic, nu mă interesează. Nu mă interesează să fiu întâmpinat cu un lung pomenic de nuri. Dar dacă noi le-am spune că e în primul rând un spațiu al afirmației, da vieții, da iubirii, da fidelității, da promisiunii, da, că iată eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, da comunității, în sensul în care nu ești singur, câți oameni petrec aici de agronomie Crăciunul singur? Sunt, vă spun eu că sunt. Cu un borcan de zacuscă de la mama. Ăsta e adevărul. Și care e alternativa seculară? Cluburile. Eu nu zic să facem noi cluburi dansante. Hai să fim serioși. Dar Dinu și Neni mai mergeau și la un dans, să știți. Da? Și mai beau și un ceai. Da? Exista acea inițiativă, a dispărut la un dat, cu ceaiul, nu știu, era, nu mai știu. Bă. Da. Cum? Era o ceainărie creștină în centru București. Vasiliada. La teologie. Dar la un moment dat era numai muzică bizantină, știi? Și mă gândeam, ok, dar Vivaldi e o problemă? Adică... Făceam terilemul, știi? Te gândeai cum să o cucerești, dar să mai și... Nu merge, să ții și isonul să o și cucerești. Nu! Dar noi am avut și petrecere aici. Mă aștept la o invitație, vă rog. Haideți că a fost o zi minunată, dar mai trebuie să și mergem. Eu am mâine... Da, vă rog. Exact, unde sunt doamnele? Unde sunt femeile în această sală? Da. Câte scrisori asemănătoare ca cea din carte a scris? Eu? Da. Citiți carte, fiindcă am scris...
A doua poveste este despre cum anume când apare geografia, dispare chimia și totul este istorie. Anume, a doua poveste despre Mihnea și Dora. Da? Sunt doi tineri care se întâlnesc la olimpiada de, nu știu ce am spus, matematică, la era de filozofie. Și care îi scriu scrisori de dragoste. Da? Deci, aceste scrisori din a doua parte a cărții nu vin de oriunde. Sunt scrisori care au un iz autobiografic. Da, cu siguranță am scris scrisori. Mi-am așternut multe gânduri pe hârtie și nu regret, ca să zic așa. Dar nu îmi cereți secretele fericirii conjugale, că aici pic testul. Vă cer mai degrabă să vă rugați pentru mine și în același timp vă spun că vestea bună pe care noi trebuie să le dăm celor care sunt încercați în lume și deja încercările, iată, au fost evocate, inclusiv de această experiență, cum spunea, cum urmiți? Andrei. Cum spunea Andrei. A divorțului, vestea pe care noi trebuie să le dăm, și aici e foarte important să fim atenți, este că Dumnezeu iartă. Și că Dumnezeu vindecă. Și că Dumnezeu nu e în primul rând un judecător. Da? Ci un vindecător. Da? Dumnezeu a venit să vindece și a vindecat foarte multe inimi. Și cei care au trecut prin această dezamăgire, o dată, de două ori, trebuie să primească, din biserică, zic eu, mesajul acesta. Anume că Dumnezeu, în primul rând, caută la inima ta. Și cred că atunci când noi vom fi și vestitorii optimismului ăsta evanghelic, vom fi un pic mai înconjurați de tine. Deocamdată, senzația mea este că noi nu reușim să transmitem acest optimism evanghelic. Că din orice punct ai fi tu astăzi, Dumnezeu te poate lua și te poate transforma. Înnoise vor cale vulturului tinerețile tale. Și sigur, imaginea acestei păsări Phoenix ne vine în minte, da? Noi trebuie să le spunem tinerilor care sunt plioștiți și dezamăgiți că există un loc pentru fericire pe acest pământ, că există speranță, că există dragoste, că există veșnicie. Și când le spunem lucrurile astea, vă spun sincer, o să fie mult mai aproape de noi. Dacă doamnele, și vreau să discriminez bărbații, mai au o ultimă întrebare, vă rog să le puneți acum. Să o puneți acum. Vă rog. Ce considerați că e cel mai important pentru cuplu? Aș fi vrut să știu la... Nu, deci eu vă zic sincer ce cred, da? Poate greșesc. Nu, cred că este foarte important să-și asume amândoi deschiderea către misterul vieții. Deci primul lucru mi se pare că copilăria e cel mai mare dar pe care îl poți gusta când ești tată sau mamă. Copilăria copilului tău. Eu cred că revărsarea de inocență pe care tu o descoperi în fiecare zi când ești tată sau mamă, e cea mai mare mânghiere de pe acest pământ și cred că și în viața duhovnicească, bucuria unui părinte duhovnicesc când își vede copilul duhovnicesc crescând este extraordinară. Dar, și multe cupluri astăzi nu-și mai asumă asta. Deci nu vor copii. Nu știu, negociază. Întâi mergem prin lume, întâi facem o croazieră în Mediterana. Eu trăiesc de mulți ani în Occident, am fost mult, 7 ani am fost în Occident și am văzut chestia asta, e incredibil. Stai de vorbă cu ei și spun-o după 35, poate, dar vrem să vedem întâi Caraibe, după aia mergem în Alaska. Și vă spun sincer că e o mare greșeală și aici trebuie noi să le vorbim despre această bucurie mai des. De altfel, fac o paranteză, atacul împotriva Crăciunului, că există un atac. Deci, la un moment dat vedeți companii ca Starbucks care nu mai, despre asta vorbesc, da, momentul publicitar, vine la ora 18.30 la sala de cultură a studenților, veniți și vorbiți despre Crăciun. Dar atacul la adresa Crăciunului este un atac la adresa inocenței. Fiindcă tu în Crăciun întâlnești inocența absolută, da, a lui Iisus, da, cel fără de păcat. Și noi nu mai avem această deschidere în lumea modernă către copil, către misterul paternității și al maternității. Foarte multe femei amână să facă copil până la 30 și... Am citit, eu nu prea citesc, dar mai răsfoiesc. Am ajuns să răsfoiesc, să nu mai citesc. Dilema veche a publicat un articol al unei femei. Merită sau nu merită să ai un copil? Așa sună titlul. Și m-am întrebat în ce poziție am ajuns. Da? Deci să punem în discuție însăși viața. E o mare greșeală. Propun tuturor celor care se căsătoresc să-și asume această condiție de bărbat, femeie și de mamă și tată. Bănuiesc că în mediul ortodox nu trebuie să spun asta, dar totuși o spun în spațiu public. Al doilea lucru este cu siguranță
credința în Dumnezeu. Eu nu cred că ceva poate să înlocuiască asta. Deci, eu cred că, de fapt, dacă nu crezi în Dumnezeu, dacă abolești monoteismul, abolești și monogamia. Dacă nu crezi în Dumnezeu, totul e posibil. Adică, relativizăm orice. Cuvântul rostit în fața altarului, da, da, eram oarecum... Euforic. Euforic, da. Dom'le, știu și eu, toate lucrurile pe care noi le-am făcut, da, da, știi, eram încă nelămurit sau nelămurită. Această psihologizare a unei vieți spirituale sau unei dimensiuni spirituale a mariajului este o mare capcană. Deci, încă o dată spun, angajamentul fața altarului este spiritual, nu e psihologic. Da? Duhul, deci trebuie să lucreze în viața ta ca să ții acel cuvânt. Ori noi, pur și simplu, zicem, domnule, au fost condiții în care nu am înțeles, n-am știut destul. Da? N-am știut destule despre tine. Da? Ori, asta e o mare problemă. Lipsa credinței. Câtă credință va mai găsi Fiul omului pe pământ? Da? Eu văd această problemă a credinței ca fiind una serioasă. Așa o mică digresiune semi-privată. Stând de vorbă cu cineva, nu? Din apropierea mea, zic, ok, da. Tu crezi? Da, cred. Și zic, hai să vă zic mai atent. Deci, în fața deciziei cuiva de a se despărți de altcineva, eram acolo și nu eram de acord. Și zic eu, bă, dar cum poți totuși să te desparți, nu? De el. Și zice, nu mai vreau. Și zic eu, bun, înțeleg asta nu e o problemă. Că la nivel psihologic și emoțional ești încărcat sau încărcată cu dezamăgirea, asta nu e o problemă. Asta înțelegem toți. Că poți să fii dezamăgit de tine însuți în fiecare zi și de celălalt. Nu asta e o problemă. Zic, dar tu crezi în Dumnezeu? Și zice, da, cred. Și zic eu, în clipa în care tu vrei să rostești despărțirea de celălalt, acum, ce crezi că spune Dumnezeu? Și răspunsul a fost incredibil de pervers. A spus așa, eu cred că Dumnezeu nu vrea ca eu să fiu nefericită. Ce răspuns viclean, nu? Adică, până la urmă, Dumnezeu era dator. Da? Era, el, Dumnezeu era un pic problema, nu? Că într-un fel nu era suficient de fericită. Și atunci m-am gândit ce definiții stranii dăm noi fericiri, da? Hedoniste, egoiste. Și nu înțelegem că, de fapt, fericirea poate să vină abia la final. În cazul celor doi, Dinu și Neri, era ea fericită în niciun caz. Ani de zile, da? Era el fericit în închisoare în niciun caz. Dar știind că dragostea îndelung rabdă și că ăsta e momentul credinței lor, au știut să rabde și abia la final a venit fericirea. Cu alte cuvinte, nu cum zicea Părinte Teofil, nu mai întâi datoria, apoi bucuria, e nevoie de disciplină spirituală atunci când întemezi un cuplu. Și cred că dacă cei doi nu se înțeleg pe cele două axe, repet, asumă-ți condiția de tată sau de mamă, și asta înseamnă responsabilitate. Și al doilea lucru, vezi în ce crezi cu adevărat. Pentru că mulți zic, eu cred. Și când îl întreb exact în ce crezi, nu știu să-ți spună. Pentru că avem o problemă în societatea românească a unui public necatehizat. Deci își fac cruce, Doamne ajută, dar nu știu exact în ce cred. Nici eu nu știu dacă eu întotdeauna știu în ce cred. De asta eu mă întorc din nou. De aia noi ne întoarcem din nou la biserică, la liturghie, la citirea textelor sfinte, fiind ca să lămurim această credință și să o purificăm și să o adâncim. Trebuie să fim, deci, în adâncul inimii noastre credincioși ca să putem salva și nu numai atât să salvăm, ci chiar să înfrumusețăm un mariaj. Așa că fiți credincioși, vă rog. Fiți credincioși. Autografe. Autografe și dacă se poate să mai veniți da. Și la anul pentru visul Marii Unii. Sau Marii României. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc.